Bine v-am găsit la o nouă ediție de Workcast, o ediție specială despre E3 și evident și Batman, că na, tocmai s-a lansat și toată lumea nebunește. Hai să ne cunoaștem, hai să cunoaștem și oamenii din această seară, ia ca de obicei, Paul. Paul, domnule, parcă nu ne-ar cunoaște oamenii, știi? Da, bună seara, fapt, bună ziua, bună dimineață, ce-o fi tot lumea. Așa e, ce mai bine. Shady, prezintă-te, ce vrei tu? Poți să spui ce vrei tu, orice. Mănânc pe bine. Bine? Blueberiță. Harbuz. Și Arce, prezintă-te. Ce faceți, mă, moace de camioane? Că tot a fost moace de camioane. Bă, nu mai spuneți camioane, că ne dă, sau borcane, știi, că ne dau copyright strike ăștia. Care ăștia? Legiunea sau... Vine smentă. Vine smentă, păzea. Și vine și zice, mi-am luat smuie. Smentă e cu ochii pe tine. Mama, am început în forță. Am zis de 3 youtuberi mai mari ca noi. De fapt, stai, ar fi greu să spun de youtuberi mai mici ca noi, că nu sunt cunoscuți. Adevărat. Ok. Și evident și eu, Rock Undercover, care o să prezint și o să, mă rog, o să citesc întrebările și o să... Rog, așa. Avem niște întrebări din sesiunea trecută de Workcast și începem cu prima. La ce anime vă uitați? Naruto. Le-am terminat pe toate, aștept sezoane noi. Bă, fii atent, acum mă uit la High School DxD Born. E al treilea sezon din High School DxD and A Lot of Boobs. Ok. Și pe lângă faptul că... și Demon și... Da, și are poveste destul de solidă. Da, e șmencher. Trebuie să văd și sezonul 3. Mhm, Întrebarea 2, sunteți geek? Ce dracu înseamnă geek? Stai. Nu, așteaptă. Geek. Hai să vedem ce spune internetul. Dex online.ro. Dacă sunteți de benzi desenate și bolbi. A person, the world geek is lame, no mainstream people. Fii atent, pentru ăștia care nu sunt mainstream, deci Archie fiind aici la un canal de 4000 de super, sigur nu-i mainstream. Ah, geek egal cu obsedat, lol, nu. Nu, otaku e. Otaku e cu anime. Interese obsesive către... Bă, ci că în limba engleză... Și manga. În limba engleză geek înseamnă prost și ciudat. Nu sunt da, prost și ciudat. Da, deci suntem geek. Da, deci suntem... Adică rocul e prost și noi suntem ciudați. Da. Într-un fel, da. Sunteți otaku? Mhm. Nu sunt otaku. All the way. Adică mă uit anime... Suntem hentai, dar ne mai gândim și la otaku. Suntem hentai! Întrebarea care îmi place mie, sunteți gameri? Nu, avem canal de YouTube cu jocuri, dar nu sunt gameri. Bă, eu pot fi gay și fără măr. Adică... atâta zic. Și ultima întrebare, în care variantele sunt da și yes, sunteți gay? Sunt măr aici. Nada. Eu cred că am răspuns în întrebarea anterioară, că-s gay și fără măr. Corect. Eu sunt măr fără gay. Mărghei, eu sunt Sergei Lazarov. Oh my god. Ok, pentru că am luat acum întrebările, hai să vorbim despre E3, ce ne-a plăcut și ce nu ne-a plăcut la E3 și ce ne-am fi dorit să vedem la E3. Hai să începem fiecare să-și pună părerile despre E3 și începem, dacă vrei. Bă, chiar vreau să te rog dacă mă lași pe mine primul. Bă, mie nu mi-a plăcut, mă. Erau numai jocuri, numai proști, tinere, nu mi-a plăcut, mă. Unde-i Biblia? Am auzit că scoate Triblia, că scoate Dumnezeu la școală nou. Bă, deci n-am auzit nimic. Da, m-am auzit că o scoate un nou bestseller. Șoc. O să nască Triblia. Triblia. Ci că pe lângă ăștia... Un nou fotum din bestsellerul sci-fi. Da, mă, păi, ci că pe lângă ăștia, Sfântul Petru, băieții ăștia cunoscuți din serie, mai apare Dani B. Acum că bune. Fallout 4. Dishonored 2. Da. Mai mult. Da. De fapt, poți să faci un fel de top. Ce top jocuri pe eu? Bă, eu mă gândesc să-mi recomand Fallout 4. Și mă gândeam să-mi iau și chestia aia de Collector's Edition cu... P-Boy? Așa, cu P-Boy. Da, când am aflat că e 120 de euro / dolari / lire sterline, am scuipat de două ori și m-am plecat, știi? Na. Numai 100 de lei nu e, că dacă era și 100 de lei acolo. Eu am fost... Nu ăla, eu cu Tom Clancy l-am rămas traumatizat la Ghost Recon Wildlands, mamă, să fie belea. E un fel de The Crew,
dar cu puști, nu cu mașini, știi? Asta e chestia. Adică cu conduci? Adică în gen, America? E open world, e mare, nu, e în America de Sud ăsta. A, stai, înțeleg, în loc de mașini e cu puști, adică cu copii mici, puști. Da, da. Și cu oameni mici. E pentru pedofili. Good, good point. Și au și de-aia, mă, drogați, de-aia, da, 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 de-aia, drogați. Care poți să-i puști. De-aia de mine. Și poți să-i împuști, să le iei drogurile. Dar ce, că zice că drogați de-aia, dar lui, dar n-a băgat niciodată un cin în gură. Eu nu bag, mă. Eu nu vreau să-mi bag. Eu, mă? Nu, mă, ăsta, Paul, ne-au zis că sunt cu drogați de-aia de mine. Așa. Hai să luăm măcar jocurile mari și să ne dăm mai că... Dar pe mine nu mă întreb, mă, ce mi-a plăcut. Ce ți-a plăcut? Bă, n-o să-ți vină să crezi, bă, dar am fost afară, bă, când erai 3-ul, mă. Nu, era, se juca afară 3D în timpul ăla. Era într-o sesiune de era afară. Era într-o scara de bloc. Făcea stream pe Twitch. Da. De pe telefon. Și măcar acum când te-ai... măcar ai văzut prelorile sau ceva de genul? Da, mă, am văzut. The Last Guardian. Am fost wow, știi? Mi-a plăcut foarte mult ăla din 2013. De atunci nu mai m-a plăcut de niciun așa. 2013? Mie mi-a plăcut anul trecut, 2014 a fost cât de cât ok. Și 2013 a fost un... Mă, și anul acesta, dacă stai bine să te gândești, am avut niște jocuri, mă rog, că anunțate... Mi-a plăcut ce show a făcut negres aia. Da, deci întotdeauna Ubisoft. Aia e... Da, chiar. Negresa de la Ubisoft face. Asta. Rockere, da. Ce ți-a plăcut la E3-ul ăsta? Designer 2, sincer. Cum îi zice, chiar dacă este un skin mai mult, Star Wars Battlefront, ce obținem. Ia, și Star Wars The Old Republic. Chiar sunt două Star Wars-uri. Nu, Battlefront-ul mi-a plăcut, pentru că chiar dacă e skin de BF, mă rog, skin de Star Wars pe un BF, dar mă rog. Păi, dar auzi, mă, care e problema? Că și la LOL plătești pentru skin și nu-ți dă nimic în plus. Da, nu, ci că acum îți dă... Star Wars Galaxy of Heroes pe iOS, Star Wars Battlefront, Star Wars The Old Republic, și încă un Star Wars făcut de Visceral Games. World Republic nu era MMORPG? Ba da... Ceva. A făcut rebranding. Da, îl face, wow. Îi face poveste. Wow! Și, stai, din ce am mai văzut? Mi-a plăcut No Man's Sky. Ce puțin am rămas șocat de... Mi-am plăcut prezentatorul. Look, Nitri Fish. Peștele E3. Uite, sunt sentinelele, hai să ne băgăm în apă, să fugim la E3. Să ne arătăm la băieți cum se fuge. Am văzut. A fost ceva cică, random. Da, eu cred, pentru că chiar spunea că există drone speciale în No Man's Sky care monitorizează ca fiecare planetă să fie rendată foarte bine și să nu aibă bug-uri. Pentru că este un joc gigant, e masiv. Și a zis, și chiar el a zis că s-ar putea să nu fie descoperite toate planetele. Chiar dacă joacă 2-3 milioane de gameri, s-ar putea să nu fie descoperite toate planetele. Dar am întrebat la No Man's Sky asta. Va fi ceva de genul conectat la net, împreună cu alții, tot timpul, gen? Nu știu, nu, din că hai să ne gândim logic. Un joc ăsta single player, wow, trist, trebuie să fie. O să fie la propriu, singur în galaxie, știi? Da, asta așa este, dar frate, oricum, atât de mare... Da, bănuiesc că o oportunitate de gen un local host, un co-op, ceva se poate face. Trebuie, dar altfel n-are fan. Nu văd de ce. Deci să nu te duci și te bați cu dinozaur, cropozaur de... Bă, dar vă pierdeți ceva din privire. Apare ceva Walking Dead. Nu știu, nu-i să fii sănătoși. Mai cam apare aici, n-am văzut, de-asta că n-am văzut nicio conferință. Trebuie să mă uit la PC Gaming Show care a avut câteva chestii interesante. Eu, într-adevăr, am uitat să zic American Truck Simulator. Ăla e jocul sufletului meu. Fără glumă, deci de asta se chiar nu glumim. E top 5 pentru da. Mine. Eu am rămas rece, sincer, la Assassin's Creed Syndicate. De ce, mă? Pentru că nu știu, de la Assassin's Creed 4 și, mă rog, nu poți să zici că e... făcut acum 5.000 de ani, atunci de la Assassin's Creed 4 nu mai e hype-ul acela. Nici cu Unity n-am avut hype-ul acela, mamă, Renaissance Friends, gata. Dar știi care e problema? Mie niciodată nu mi-a plăcut asta, ca setare, ca setting de un joc sau de un film, Franța. În nicio perioadă, nici acum Franța contemporană, nici Franța renascentistă. Fucking Franța!
Da, de Franța. Uite, și mereu mi-a plăcut Anglia victoriană. Deci de asta mi-a plăcut Dishonored atât de mult, pentru că era Anglia aia care cu steampunk și chestii și multă piele și... Da, și pe lângă asta englezii nu ne-au făcut țigani, au făcut Romanian coming, dar n-au zis țigani în coming. Cum fac francezii, mumul la francezii. Hai să ardem francezii. Nu pare așa de wow, cel puțin din primele imagini pe care le văzusem inițial. Nu e un big improvement. Au păstrat motorul grafic din Unity, au schimbat tema și perioada. N-au făcut. Și un lucru s-a lăudat. Un pic de fighting improvement, un pic improved. Și da, poți să schimbi între caractere acum ca în GTA 5. Am hai două caractere, frate și soră. Wow. Nu e genul ăla de schimbare cum a fost de la 3 la 4 și de la 4 la Unity, da. E o schimbare tare, adică eu cred că o să fie mai bun ca Unity. Cred că 3 și 4 au fost același motor. Dacă a fost, dar mă refer că au fost teme foarte diferite. 4 a fost cu pirați, 3 a fost cu America, cu iarnă, bla bla. 5-ul ăsta, Unity, a fost cu Parisul Păcii. Ei, în loc să-și facă jocul, că ăștia sunt francezi, Ubisoft-ul lor, în loc să-și facă ei și ei un joc șmecher în țara lor, nu, frate, au și spus, Ubisoft, chiar la început a spus că dispuși să încerce lucruri, deci să încerce chestii noi, cu toate riscurile asumate, gen cum a făcut cu Unity, cu motor grafic beton nou. Atunci am și o idee. Assassin's Creed în Ferentari, unde tu joci ca un țigan care încearcă să-și câștige existența. Să-și apere bucata de pâine de către confrații. Dacă ar face, ar fi interesant un Assassin's Creed în România. Păi și îți dai seama, dacă poți să schimbi între toți frații, schimbi între tot București. Între toată România. Știi, și când o să mergi între cartiere pe hartă, nu o să existe cartiere de lux, o să existe doar caracterie nașpa, mai puțin nașpa și doar nașpa. Gen, ajuns în cartierul ăsta, nu știu dacă mai ieși. Exact. O să faci asta. Și efectiv, templierii sunt poliția română. Și o să fii foarte talentat la free running din ăla, că știi cum e. Mamă, și să introducă gaburi. Ai de cap. Și câini, vagabonți. Ai, Victor, aia n-are farmec. Hrăniți și câinii, nu, iubiți și câinii vagabonți, mă. Nu-i hrăniți. Dar să zic să moară pe iubiții. Aia sunt templierii, mă. Da. Aia sunt templierii, poliția română. Sau dai nu, să... aia sunt templarii. Bă, templarii. Să-i vezi cum fac ei mobil. Acum că bune ca... alt joc care m-a dat pe spate Metal Gear Solid. Deci grafica mai bună și un gameplay mai bun. N-am de unde. N-ați văzut? Are și un câine. Metal Gear, n-am fost niciodată fan, să fiu sincer, pentru că n-am jucat. Ești Ground Zeroes? Nu, nici ăla. Dar ce o să ai ocazia? Half-Life 3. Da. Toată lumea aștepta Half-Life 3 și s-a prezentat Shenmue 3. Câtă buială să-ți dea. Deci, da mă, dar oricum, îți dai seama că nu apărea Half-Life 3 la, nici la Sony. Da, apărea la cine? Da, la PC Gaming Show. Mi-a plăcut simțirea ăsta de la, nu de la Sony, cât dezvoltatorii de la Shenmue. Știi, au dat mai întâi proiectul ăsta de Kickstarter, că băgați-ne proiectul că avem nevoie de bani și după aceea vine Sony, că da, am cumpărat noi proiectul. Da, și ce-au făcut? Au cumpărat acum un studio indie, ci că, păi mi-a plăcut, am văzut un studio mic, am văzut un joc acolo și ne-am gândit să-l cumpărăm. Da. No, profit, închide studioul. Da, corect. Și ce mi-a plăcut mie la E3, mașina aceea de la Forza... Da, mă, și eu am fost uimit de fază aia, au dus mașina în scenă, așa pe sus. Eleganță și stil, mai e Forza Motorsport 6. Totuși, cu Gran Turismo lor de la Sony, ce fac? Este cam înapoiați. Și nu știu, e în dezvoltare, dar nu l-am anunțat. Da, e în dezvoltare? Da. Nu știu ce să facă, dar... Mi-a plăcut Paul, ci că eleganță, chestia și... Lasă-mă, oricum anul acesta o să fie luat. Anul acesta va fi racer anului, va fi 100% și 1000%. MFS.
dintr-o dată, în 10 ani. Deci, acum o să întreb în publicul, păi de ce da, ne... Da, și așa a venit prezentatorul. De la tuningul din underground, la atmosfera din carbon, de la bun. Povestea da. Din Most Wanted, la grafica din Rivals, acesta este Need for Speed. Să mor tu. Vreau să știi că a înglobat în câteva fraze tot ce a avut mai bun seria. Și dacă chiar așa este... Adevărul că așa e. Poveste, noapte, grafică, un lucru m-a dezamăgit maxim. Zi, apă, cerneală, telefon, cream că spune cuvinte random. Nu, m-a dezamăgit un lucru la DFS. Camera, wow, deci când iei driftul, camera începe să ia razna, gen, e prea action, nu e, e ca în filme. Poți să ți-o setezi. Sperăm că în halul ăla nu poți să te joci, pierzi controlul. Înțeleg că ăștia le place, dar nu... Păi fi... mă, Ricor, jocul ăla Ricor, acum am dat asemenea. Bă, a avut un trailer drăguț. Ce Ricor? E o exclusivitate de ce Xbox One. E un fel de... E un fel de Terminator. Nu, e un joc ciudat. Nu prea înțeles conceptul. E gen cu roboți și... Povestea încă nu știu. Dar părea dubios. E încă... Nu știu. Nu e... Beta? Alfa ceva? Nimic. În producție. O să apară în viitor. Ah. E un studio ah, mic. Or Major Studio. E trailerul e frumos, dacă vreți să vedeți pe YouTube. O să fie frumos, chiar dacă e pe Xbox One. Plenzi de zombies. De ce să ai acum nu fie rău? Pe Xbox One nu produce câteva chestii bune. Da, poți să le numeri pe degete. Chiar dacă pierzi două degete. La mâna aia tot poți să... Stai să mă gândesc că ești de la Xbox. Vin cu jocuri de Xbox One la E3 și le rulează pe PC, știi? La demo-uri. Pe PC. Da, mi-a plăcut Half-Life, doamne, mi-a plăcut Half-Life, uite, m-am, scuze, Halo. Deci a fost foarte interesant Halo-ul ca și prezentare și tot. Și ca și grafică. Deci, de data asta, cred că o să fie shooter-ul anului. Spun de acum. Halo... Sera? Halo Guardians o să fie shooter-ul anului. Shooter-ul ăsta. Dar mai sunt ceva jocuri. Bă, schimb, mi se pare mie sau... În schimb ce... N-am văzut... Ce a fost Call of Duty la da, E3? Fost. La Sony, nu? Că la anul trecut a fost la Microsoft. N-am văzut, la Microsoft nu a fost. A fost? N-am văzut la Microsoft. Păi și la ce îți mai trebuie Call of Duty? Nu înțeleg. Nu știu. Ce a apărut nou? De umplutură. Ah, Black Ops 3. Black Ops 3, da. Da, cum să nu. Da, adică băieții încă produc Call of Duty, da. În cea de genul. Sincer. Mi-a plăcut Black Ops 2 și Black Ops 3, dar de data asta cred că au mers... Ți-a plăcut Black Ops 3, nici n-a părut și ți-a plăcut? Wow! Black Ops 2 și Black Ops 3. Să înțeleg că ești un fel de beta tester? Uite! mă jucam Skyrim încă din 2002. Da, mă, că știi că sunt și beta tester. Un fel de... Alpha tester. Sunt alpha tester. Ești pre-alpha tester. Un fel de pre-alpha. Sincer, chiar mi-a plăcut, cum zice... Halo mi-a plăcut, dezamăgirea anului, de acum o spun, o să fie, cum îl cheamă? Star Wars Battlefront. No, Call of Duty, Call of Duty o să fie dezamăgirea anului. Nu, cred că e Black Ops, frate, tot ce e Black Ops, e ok, e frumos. O să fie jocul ăla, Fat Princess Adventures de la Sony. Ce? Da, Fat Princess Adventures. E aventura unei prințese grase? Da. Ce e așa? E un joc produs de Sony. Da, shawarmiste de alea care mănâncă la 12 seara după ce ești în club. Shawarma la 3. E un hack and slash RPG. Una mare cu de toate, vă rog frumos. Și o porție de mici. Cum o cheamă? O cheamă... Să zic cum o cheamă? Katinka care se mișcă ca budin. Bitter Queen? What? Bitter Queen. Prințesa cearea... Really? Bine. Prințesa A crămătâmpitul. A bitter, scrie bitter, sorry. No. Uite, un joc care, pe lângă Fallout, da, deși ăsta așteptam că apare, Doom, noul Doom care a venit și el după vreo 15 ani. Stai, poate nu mai auzi mie. Plăcea. Mie-mi plăcea Doom. Da, hai să fim sănătoși. Și iar a venit cu obositul ăla de The Division. Deja m-am plictisit deja de câte ori am văzut. 2013, 2014, 2015, 2012. Băieții, nu cred că ar fi timpul să mai și lansați ceva. Păi vin și așa 10 ani cu un joc, după aia lansăm. După aia 10 ani cu alt joc. Da. Știi ce mi-a plăcut?
FIFA 16. Da. Improvements, improvement aici, improvement aici, mai bun ca niciodată, FIFA 16, yeah, cumpărați FIFA 16, ca apoi să cumpărați FIFA 17, și 18, și 19, și 20. Când când o să muriți? Așa merge. Se pare ție că sunt mai mulți, cum ziceți, se pare ție, singurele upgrade-uri sunt la practice mode și la femei. Oh, da. De ce cum să uităm de femei? Pentru că efectiv nu o să te mai bagi în tutoriale, te bagă direct în meciul Ultimate Team și îți spune în timp ce joci ce să faci, să pasezi, să perfect. Pasezi. O să fie ăsta ecranul plin de mesaje inutile. Crezi? Ah, uite un joc, cred că asta sunt vreo 2-3 chestii astea. Forerunner. Da. Da. E un fel de Shiverlim, dar cu o grafică mai bună și dar mele. O să fie ceva de el, un fel de BF, nu, un fel de CSGO cu arme medievale mai mult. Meciuri. Ăsta e și Chivalry. Da. Exact. Problema este că o să fie un fel de multiplayer în 4. 5. Mamă, ce cooler are ăsta să-mi bag piciorul și ghiveceu. The fuck, mate. Forța 6, va fi bun. Ce mă, voi vorbiți acolo de jocuri și eu mă uit aici la piese de calculator. Gears of War 4. Au spus ăștia de la Microsoft că o să anunțe ceva jocuri pe PC. Gen Forza. Am înțeles că este un proiect de Forza pentru PC, dar nu știu dacă e adevărat. Doamne ajută să vină, că avem și noi nevoie de Racer. Le jucăm, nu există asta. Și ce mai este? Au spus că... Ce mai anunțat așa? Chiar n-am nevoie de Racer. Ah, uite, și s-a anunțat un Mirror's Edge, Catalyst. Vezi? Asta este spiritul. Stai să văd ce... N-am văzut Zelda. Și asta mai nevează. Știi că Nintendo a avut cea mai mare conferință din ultimii... Da, dar nu știu ce mi-e spai că am văzut Zelda. Eu nu știu de ce nu se închide Nintendo odată. În afară de Mario Maker și fucking shits like that, n-a venit cu absolut nimic. Nimeni nu vrea. No fucking frate, Zelda. Frate, eu vreau să văd Zelda Open World. Pana mea, anul trecut când au anunțat, eram ceva de genul... Am fost pe pagina Nintendo și era bara de dislike-uri mai rea decât aia de la Justin Bieber. Oh nu. Oh snap. Se anunță vremuri grele pentru gaming. Să văd ce alte jocuri care... Unravel. Încă era. 9000 de like-uri, 11000 de dislike-uri. Știi, e nasul. Unravel. Mi-a plăcut jocul cum arată și prezentarea, nu știu ce, dar mie mi s-a părut... La care tremura? Da, deci știu că un băiat care tremură când ține o păpușă în mână și tremura mâna ca și cum și-ar da laba, e o prezentare bună? Sincer, așa cum știu că o să vă zic că toată lumea... tremura și vocea de băiat. Da, mă, frate, dar cel puțin a părut mai natural decât să vină unul să se frece pe mâini cum s-a frecat ăla de la Fallout 4. Da. Mai bine să vină ăsta pe exemplu. Și acum ați simite faza aia. Da. Nu, ne-a arătat trailerul și își freca mâinile, deja simțea gustul banilor, băiatul. Bani. Deci mai bine să vină... De mii de ani, ăsta e clasament... Nu, de mii de ani... Nu, ăsta e clasamentul de mii de ani. Deci mai bine, să-mi spus, mai bine să vină ăsta care, frate, măcar știa despre ce vorbește, știa a fost... Păi și ăla cu bani... Ia, și de ce știa despre ce vorbește? Deci îl avem greșit, eu să dea precomandă pentru Fallout 4. Studioul ăla indie are doar 14 angajați. Bănuiesc că știi ce fac ea 14 angajați, ce așa mare lucru. Eu probabil că ești unul dintre ei. Seri, fac cumva gangbang? Probabil. Am văzut studioul. E cât are? Vreo 15 metri pătrați? Bravo, loc. Măcar. Mamă, gang e în 14 și în 15 metri pătrați. Wow. Stai seama. 15, 1 metru pătrat pe fiecare. Bași cap, guys. Doamne, la Ubisoft, ce-a fost la Ubisoft care ne-a dat pe spate? I-a spus de Tom Clancy, Ghost Recon, Wildlands, Rainbow Six Siege. Da, și Siege, atât. Și Assassin's Creed-ul. Și Forerunner. Și Forerunner pe mine nu m-a dat pe spate, doar mi s-a părut interesant. Da, nu prea mi s-a dat pe spate. Mă, nu prea a avut Ubisoft-ul, mamă, ce lansare. Gen, anul trecut a venit cu chestii mai șmechere. A avut-o pe tipa aceea care a fost genială. Alicia Tyler. Da. Apropo, asta facem acum, mă spuneți dacă ați văzut conferințe sau mai ceva de genul. Care a fost cel mai penibil moment din tot E3-ul? La Sony. Când au spus că
hai să vedem noul joc Sony, știi, chiar la final. Și a plecat de pe scenă, s-au stins luminile și așa a rămas. Noul joc Sony, știi, era... Asta era, nu era troll? Nu. Nu. Trebuia să înceapă un trailer și n-a intrat trailerul. Au stat un minut și au început oamenii să aplaude, să chiuie, și tot n-a venit jocul. Au stat și când s-a făcut nici, a început să meargă trailerul. A fost crimă în momentul. Era de la Uncharted, nu? Da, și mai era încă ăla. Ăla. A, când a murit bateria de la controlul de la PS4, la Uncharted. Sau a intrat Jason Derulo să cânte la aștia de la Ubisoft și mergea microfonul. Mamă! Deci de ce dracu de pe aduce pe Jason Derulo să cânte pentru gameri? Să cânte. Pentru Just Dance, pentru Just Dance. Și ei s-a îngașit doar dansatori. Deci știu sigur că EA a avut un moment criminal. Vezi tu, ăsta Jason Derulo are... Jason Derulo e dansator, el în sine, că ăla da, da, e Jason Derulo, for fuck's sake, venea acolo să-mi cânte Wiggle. Nu, a cântat ăla cu său high, înțelegi? Să vină cu PS4 și să dea din punct cu el, să wiggle. Și să-l aducă și pe Snoop Dogg și să facă smoke weed every day. Nu, a cântat ăsta, cum zicea, a cântat său high, dar problema este că, unu, n-a mers microfonul și, doi, nu a mers playback-ul. A cântat, Jason Derulo cântă pe popine. Mie-mi place. Chiar credeți în coincidențe? Trezirea, oameni buni! Eu, a fost o chestie foarte penibilă la Microsoft. Este un joc numit Rare. Și au zis că... Și a fost rar, nu? Da, au zis că o să ferim rare jocuri rarilor fani. Gen rare jocuri, rare fani, nu prea sunt rari. Nu, vezi așa să nu știu eu Rare Game, dar, mă rog, am dat în alte cele. Și au mai fost câteva chestii. Nu, cred că la Microsoft a fost... știi momentul acela în care prezentatorul face pauză după ce a făcut un fel de big announcement ca să... Ca să aplaude oamenii. Lasă mulțime. Da, și au fost... Ce frumos. Au fost vreo 3 sau 4 momente în care toată lumea era ceva de genul... era unul în spate, yeah! Atât. Da, exact. Era umeiterul pe zero. Nu era nimeni încântat. Da, era. Și că... So we present... Madden NFL and he's gonna launch in August. Ce era unul singur. Da. No Madden. Și m-am mânit ceva, ce că am făcut un parteneriat cu SteamVR. Și era ceva de genul ăsta. Nu, dar cele mai penibile au fost mesajele alea de la Ubisoft. Da. Ci că I hate Far Cry 4, why would you make me kill a monkey? Kill a monkey. Why not? Why wouldn't you kill a monkey? Coie, cu monkey. Off topic, am văzut un păcuit care fumează să-mi bat piciorul. Dar cel mai urât a fost ăla cu The Crew. Au primit, a citit aia mesajul. Ce că you're fucking shit gay și nu știu ce. Și a început, what? What? Așa de genul ăsta. Bright and early, the last guardian is real! It's real! Da, mă rog, asta a fost... Asta a fost cam asta a fost jocul de la E3. Acum hai să trecem la Batman. La Batman, hai să Batman. Da. Apropo, știți cumva, știți că există guidebook oficial, da? That game trash better game. It's not Batman, it's just Batman game. Nu. Deci Batman Arkham Knight are un fel de guidebook și spune cum să faci o misiune și tot. Și problema este că echipa de care a făcut cartea, în loc să scrie Batman Arkham Knight, a șters din greșeală E-ul din Knight și e Batman Arkham... Dar știi că au oprit băieții vânzările pe PC, atât de rău e jocul ăsta. Nu mai pot să-l cumpere. Au și returnat din bani, să știi. Au returnat din bani. Da. Dar, băi, și ăștia, mă, băi, niște jegoși, mă, ăștia de la Warner Bros. Prima oară... Se laudă că bă, Unreal Engine 4 și Maker Batman, pac. Bun, vine momentul ce face, ci că pentru PC a fost de total de o altă echipă, n-o problemă, și au și introdus sistemul ăla de nuvo, de parcă o să fie atât de piratat Batman ăsta, de le sar capacele la vânzări, că o să fie mare pirateria. Așa cu sistemul lor de antipiraterie și bullshit-urile care a făcut un mare bullshit. Mă, dar priviți partea bună, măcar Warner Bros. A dat banii înapoi, nu ca Ubisoft cu Unity. Și au spus,
Deci au scos și jocul de pe Steam, ăștia, Ubisoft, da, știi, ne doare la bașcă, ne-am luat banii, hai. Și că mai ești. Joc de clas, dacă mai vrei, dacă da. Ei, hai că să dea un DLC, Moca. Aha. Și ăștia au dat banii înapoi, știi. Adevărul e că DLC-ul câștigă, nu mă bag, man. Păi ăsta au scos de pe joc? De pe Steam, jocul? Da, pe bune, au scos de pe Steam, nici nu poți să l-ai cumpere acum. Mi-a spus că lucrează la un patch gigantic de vreo 16 giga. 15-16 giga. Uite, pe acolo. Este, dar nu pot să, da, chiar nu pot să-l cumperi. E pe pagina, dar nu pot. Da, n-are baie. Zi-ți seama, 15-16 giga. Bă, dar asta mi se pare o căcat, bă. A apărut jocul, adică s-a lansat și s-a delansat. Nu, om bun, ascultă puțin. 15-16 giga update. Nici măcar Alien Colony Marines, care știți cât de prost a fost, a primit doar un patch de 8, de nu, de 8, de 6 giga. De 6 giga. Poate în patch-ul ăla... Păi da, mă, dar aici nu e vorba de patch să... Cum se numește, să meargă jocul, să rezolve toate bug-urile, pentru că nu cred că are bug-uri multe, cred că doar e problema de... Cum se numește, problema asta de... Ziceți-mă cum se numește când merge jocul prost, optimizare. Da, ar putea să înceapă prin eliminarea sistemului de protecție. Asta e un început. Eu cred... Că cel mai, eu cred că poate sunt calculatoarele noastre mai slabe. Poate un fel de i7. Nici cu i7, frate, cu Total Biscuit, cu un GTX, Titanix și cu i7, nu știu de care, de-abia poate să ruleze jocul în 60 de FPS-uri. Atunci mergi la varianta a doua, care este cea mai ușoară. PlayStation? Nu, Doamne ferește, nu, dai totul pe low. Dacă da, știi că acum am adevărul ăsta e că mi-am cumpărat un PC de 700 de milioane de... Mi-am vândut și casa pentru PC-ul ăla și îl joc pe low, nu? Da. De fapt nu este o casă, este mai mult o familie de... Mă rog, o mașină de familie. Oh, good. Deci nu chiar Batman, asta e, Batman ne pare rău. Dacă nu aveai probleme de optimizare, îți dădeam o notă mai mare, dar acum scădem vreo 2 puncte. Poate chiar 3. Asta o să zic. Am înțeles că jocul pe high, pe PC, nu ajunge la grafica de pe PlayStation 4. Da, asta e important. Nu, pentru că știi ce a fost făcut pentru console jocul. Și s-au gândit, ei frate, am promis jocul și pentru PC users și tot, și hai, hai să-l băgăm și pe pentru PC users. Așa de-aia că țigan și telefon. Păi, dar nu mi se... m-a săpturat, vreau și un joc. Uite la... Stai că nu vine un joc care... Are o portare bună. La un joc asta, sincer, nu mă așteptam să fie un fail. Mă, dacă elimin chestia asta, jocul este foarte bun. Adică are gameplay bun, are de tot. Dar dacă ai probleme și îți merge în 15 cadre în cel mai bun caz... Oricum, au de suferit băieții mult din cauza asta. Oricum, cel puțin, aici și aici, nu știu dacă voi sunteți de acord, dar Bethesda. Warner Bros. Merită un rând de aplauze pentru gestul pe care l-a făcut. Cel puțin și-au dat seama, hei frate, avem o problemă, hai să o remediem cumva. Și îmi place că au dat banii înapoi ăla care au vrut și cei care nu au, sau cei care vor să-și cumpere, au oprit vânzările. Mie îmi place foarte mult cum au făcut aici, chiar dacă pierd bani, 100% și pierd din, cum zice, din popularitate, 100% au câștigat la respect pentru faza asta. Părerea mea. Nu știu ce Batman o să... Deci Ubisoft să înveze la Warner Bros, așa că hai. Jet. Deci Ubisoft să dea mai multe DLC-uri. Da. Bă, acum când ne dă ăsta Syndicate, să ne mai dea și acolo un bonus, un... Da, parcă vezi cum o să... O capitala București, știi? Da. Da, sigur. Chiar mă întrebare dacă cumva vom avea și noi un joc în România, cu poveste în România sau ceva de genul. Ce drag poveste să pui în România? Frate, poți să, uite, de exemplu, poți să iei scenariul din Umbre și ai făcut joc. Sau o idee mai bună ar fi pe vremea lui Ceaușescu. Pe vremea lui Ceaușescu și tu să fii asasin, să încerci să-l omori pe Ceaușescu. Sau pe vremea lui... Becali? Decebal. Ne, ce doamne Dumnezeu, nu, dar Becali nu, lasă, măcar e entertainer, ok? E un fel de entertainer. Ce aveți cu Becali? E un stand-up comedian. Pentru că unul este Dumne... Am văzut vedere că în România se fac jocuri, Syndicate-ul, NFS-ul de la
Dar să știi că sunt făcute și niște, este un joc numit Move or Die și este românesc 100%. Da, și da, da, e amuzant jocul, chiar e interesant. Da, și e făcut de români și asta îmi place și sunt, mă rog, români. Când zic aici român, nu te aștepta la studio, te aștepta la trei băieți de la Politehnică. Politehnica e baza. Nu. Că și eu. Mișu e peste. Și cam, mă rog, deci, din nou, Warner Bros. Felicitări pentru gest. Ubisoft, învățați din chestia asta. Ei, învățați, luați notițe, vă rog frumos, ei, luați notițe. Ei, nu mai dați banii la copii, frate, că ăștia își cumpără altceva. Își cumpără dragi. Nici Ubisoft să nu dea bani înapoi, frate, eu ce... Nici. Că-s prost. Păi îmi plâng cu DLC-ul, mă, potolește-te. Ce e, dacă eu aș fi ăsta, un publisher, crezi că aș fi prost să dau bani înapoi? Frate, te duci la magazin și cumpere pâine și te duci, bă, nu prea îmi place pâinea asta, că e expirată. Ia, mă, DLC-uri, dă-te în familia ta, mai au pâine. Să și niște salam. Ia și niște cașcaval, dă-te în ceapa ta. Genul ăla, ai tăcut? Ai tăcut. Ia niște să... Bă, dacă s-ar aplica așa și în viața reală, să știu că nu, eu n-aș fi... Ce, e dreptul tău să-ți cer banii înapoi, dă-te, mă, în pula mea, de aici, da, unde da, e da, da. E, dar bun fiscal, ai pe ea salam ăla. Ia un DLC, taci din gură. Ia coșa la salam. Bă, dar bun fiscal pe bun fiscal ai? O, Doamne. Dăm DLC-uri, mă. În fine, panaful dăm DLC-uri. Le dai, știi, codul cu... Ah, nu, știi, nu, nu, dacă vine, fie, dacă cumva vine ANAF sau DNA-ul, știi ce joc le dai? Mafia. Nu le dai Payday. Nu, 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 le dai Mafia, pentru că trimiți un mesaj foarte puternic. E, Mafia, eu le-aș da DLC. Și dacă cumva vine ăsta mitică Dragomir să-ți cumpere lapte și pâine, îi dai FIFA. Cu semnătura lui Blatter. Cei care urmăresc și din sport o să știe. Nu. Tot așa. Mă rog. Dar bun fiscal, dar pe ce dai tu ăla? Normal că nu. Îl scriem, cum ar fi să-ți moară, cum e ce asta? Familia? Nu, 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 să-ți moară, casa de, nu, să-ți moară casa de marcat și să vină unul de ăsta legal și drept 100% și să ceară bun fiscal și să încep să-l scrie acolo. Nu știu șeful. Ce s-a întâmplat, bă, băiete? Nu știu șeful. Și da, și pe aceea zice, frate, pot să iau ăsta fără să iau, fără să-ți dau bani, pot să iau produsul fără să dau și să începe acolo să-ți... Bun fiscal pe casa de marcat ai? Și pe hârtie pe care scrii. Și pixul. Și cercala care iese din el. Cred. Cred. Dar bun fiscal pe bani ai? Da. Ia zi. Mamă. De vrință de salar. Ok, hai că... Ar trebui să introduc o taxă de poluare pe aer. Pentru cei proști. Păi bă... Nu, păi rog, vrei să plătești mai mult cu aia? Da. Vreau să plătesc toată locația. Vrei să salvezi săracii de la moarte? Ok, hai că am deviat prea mult de la subiect. Bă, că... voi aveți alocație dublă. Vai, Doamne, ferește. Cred că am ajuns la fundul sacului de știri. Nu o să mai fie fimiu virgin până când o să fie o locație decentă în țara asta. Hai să te ajutăm pe acest să-și aleagă o placă inteligent, să nu facă o prostie. Da. Da, scrieți în secțiunea de comentarii... Hai, nu fi prost, mă. Scrieți în secțiunea de comentarii ce placă ar trebui să-și cumpere Archie cu bugetul de, spunea Archie, ce buget? 1000 de lei. Adică 1000 de lei, adică 10 miliarde. 1.000, 3 de 0, băi. Adică fără număr. Fără? Dacă ați fost la Mate Info M1, știu. Bă, știu ce fac, nu mai am o placă, video, mergem la lăutari. Și trebuie la, să... La lăutari? Bă, dar stai, mă, aveți și voi acolo? A, nu, mă, n-avem în bucale lăutari. Mamă, păi bă, ești aici la noi la lăutari. Și n-avem. Mamă, ce lume mică, ce lume mică. Ce lume mare, n-au lăutari în București, ce bun. Eu cred că trebuia să fie Just Lăutari 2014. Avem. 2015. Frate, trebuia să bicheme pe lăutari în locul Jason Derulo la E3. Da. Rupeau topurile. Mamă, păi știi cum aruncau oamenii cu dolari în ei? Și dacă ne aruncau tot, le dispăreau banii. Și la spatele e grei. Și când mor am valoare la buzunar, fac... Buzunare. La... Faci buzunar la buzunare. Da, și mă, cum era, că mai... Fac buzunare la sicriu? Dispersat aici. La sicriu fac buzunare, mă.
Cred că mai aveți ceva de adăugat la Batman sau la... Sau că cumva aveți altă știre, sunt deschis. Vorbim despre ea. Altă știre? Well... Deci să o iau ca pe unul? Păi hai să vorbim despre IGN. Hai să vorbim despre IGN. Ce să vorbim despre IGN? Să vorbim despre IGN. Hai să... Ce e IGN? In-game name? eu știam că e o bancă. Dar chiar mă, de la ce vine IGN? Nu știu. Inside Gaming Network. Da. IGN, Inside Gaming Network, cred, abonăm. Bravo, nu e. De e? Atunci ce e? Imagine Games Network. E ciocârlie. Imaj. Și problemele se înmulțesc ca mega imajul. Bine că nu ca Lidl-ul, că dacă așa eram morzăbun. Dacă sunt știri aici, uite, fii atent. Cherry, ce de ce a murit cartea de mate? Ce mă? Ce de ce a murit cartea de mate? Nu. Avea prea multe probleme. LOL. Ce? Ce? Zici că Nvidia GameWorks dezactivează DirectX 11 în Batman Arkham Knight. I don't get. Stai, dezactivează DirectX 11? Da, abar n-am zis. Stai, și atunci ce te pune să rulezi pe DirectX 12? Direct? Pe 10? Nu, pe DirectX 10, mă. Normal că pe 12. LOL, apropo, este o mare știre aici. Este un film pe Steam despre hackerii români. Da, chiar să-l urmăriți. Vorbește despre orașul cel mai temut de către mediul online, numit Râmnicu Vâlcea. Orașul Râmnicu Vâlcea, 120.000 de locuitori. Hackerville se numește. Hackerville. Da, Hackerville și parcă unul dintre locuitori sunt hackeri. Foarte mulți. Nu mă, se numește Hackerville, dar toți sunt... deci, maidanezi. Da. Deci, pentru hackerii români care își riscă libertatea, un rând de aplauze. Bravo. Astea și aplauzele noastre pentru că tocmai ni s-a terminat timpul. Nu, doar o mică rugăminte am pentru hackerii aceștia. Să plătească și ei taxe și impozite. Arată, îi rog. Nu contează de unde fură banii, doar să plătească și la stat. Ca să ne mărească și nouă alocația, salariile, pensiile. Da, astea. Păi, trebuie astea care... Obișnuite. Așa mergeau și țiganii să plătească taxe și impozite la ceea ce fură. N-ai, mă, cum? Ei, frate, nu zic să... Te pui cu satana, n-ai văzut. Ei, nu spun să te-ai dai... Te-ai dă unul răsar din pământ 20, ești nebun. Dacă... Zombieland. Te iei de unul, moare zmentă, ci... nu mă, stai. Dar, nu, hei, eu nu spun să dea 50% din ceea ce câștigă, să dea doar 100% din ceea ce câștigă. A, nu. Gândește-te. Mamă, păi da, mă, decât să furi pentru tine, mai bine furi pentru stat, mă. Exact. Oricum, politicienii o să ne fure după, dar totuși. Măcar în prima fază să facem ceva bun. Știi care ar fi... nu știu, chestia care nu-mi place mie cel mai mult și mi-aș dori să o fac, să mă duc cu un patent. Și când văd un țigan cu dinți de aur, mamă, să mă duc și să-i scot dintele acelea de aur, să-l duc la mare și pe aceea să dau banii statului. Da, să dai banii statului. Bine, pentru CT5. Ce face statul ăsta pentru tine, mane, de ești așa darnic cu el? Păi... În afară să stea degeaba, nu cred că știe să facă nimic altceva. Îi dea locație. Da. Oricum, totuși, tu te scoate dintre acelea de aur și lași la maneta. Lasă-mă, că dintre acelea de aur l-aș scoate oricine, nu e problemă. Ok, cred că am ajuns la capătul subiectelor, tot felul de subiecte. Așa că, în secțiunea de comentarii, vă rugăm frumos, spuneți-ne întrebările sau opiniile despre E3, cum vi s-a părut, ce jocuri v-a captat atenția. Scrieți o placă video pentru Archie în buget de 10 milioane sau mai mult. Da, și nu, 50. Și nu uitați să veniți cu like-ul, share-ul, subscribe-ul și să ne puneți întrebări, mai ales fetele. Nimeni nu vrea să vorbească cu tine, rockere, nu mai încerca. I'm so sad and lonely. Ok, hai să am rămas bun de la publicul nostru, Paule. Noapte bună. Sau bună dimineața, depinde acum în ce zonă e. Dimineața poate să fie bună de mult. Da, la revedere. Să aveți o viață cât mai
cât mai plină de bucurii până la următorul Warcast și o să fie o viață lungă și plină de bucurii că nu o să mai avem următorul Warcast pe curând. Baftă la, baftă la, cum îi zice, la BAC pentru cei care dau BAC-ul. A, bă, și... mă, că să pun la pariuri că a apărut pe pariuri. Bă, 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 well, don't do drug kids and stay in school. Stai că a apărut la pariuri subiectele. Apar la pariuri. Bă, 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 fii atent. Care are cea mai mare cotă? Să văd, cât că Bacovia. Bacovia? Da. Bă, sincer, eu aș băga la pariu rata de probabilitate. Bă, bune. A, să vedem cine... Pe subiecte, să văd unde e. Dai, stai să vedem. Deci, ține minte, dacă sunteți, dacă aveți peste 16 ani 18. Și vreți să puneți... La... Fuck it, unii arată de 18 la 16 ani, așa, clasă. Dacă aveți o față matură, duceți-vă și puneți la pariuri. Shady, tu ce prezici că o să spică? O să spice. O să împică Enigma Motivei cu aia. O să împică. O să împică. Felix, cu Felix, ăla nebunul. Eu sunt 100% sigur că, deci aș pune 10 milioane pe genul liric. Eu pun eu. Prieten, pe Felix, da, pe Felix. Sper să împice Enigma Motivei și să vezi că împică Enigma Motivei și nu fac nimic. Dar nu spică Enigma Motivei, că spică... Mihail Sadovea nu pică. Uite-mă, îți pică, fă-ți frumos. Dân Sadova. Da, sau Basmul, pentru că noi suntem generația da, Basmul. Îți pică ăla, mă, cum îi zice, eu media. Eu cred. Voi uitați ceva, știi ce o să-i pice lui Shady când o să vadă subiectele? O să-i pice fața, mă. Îți pică genul dramatic. O să mă uit, o să ridic mâna ce... Da, sunt subiectele bune, poate a rămas de la filologie. Sau poate a rămas de anul trecut. Sincer, ce cred eu că o să pice, 100%, mă rog, sau în mare parte o să pice ceva de slavici. Nu știu ce dar mă bagă pe simție de slavici. Aveți slavici în programă, nu? Ce? Spune ceva de el. Moara cu noroc? Da. Ah, doamne, eu am slavici. Bă, da, prosul, mă. Da, avem slavici. Mara, femeia? Nu, doar Moara cu noroc avem de slavici. A, păi bine, totuși. Adică, cel puțin, Mara știu că avem, dar... Nu studiază nimeni, știu. Ok, din nou, baftă tuturor celor care dau bacul și ascultă acest workest înainte de examen. Pentru cei care au dat examenul și ascultă asta după ce au dat examenul, asta e, sper că l-ați făcut bine, dacă nu, mai are nevoie țara și de muncitori. Și cu această... Da, mec, acolo e problema, nu-i problema. Corect. Și cu această urare, încheiem acest workest. Vă mulțumim pentru atenție. Eu sunt Rocker Undercover și mă înclin. Cu la Fanta Sprite? Ok, mă. Apropo, știi ce mângărie este anul acesta la corectare? Nu. Deci, fii atent, și ce faci? Îmi zici în ea sau tu, Arci sau la care luați voi confa, bărbă puțin.